Spuneți-ne ce ați vrut să ziceți când ați mulțumit organelor de partid și de stat la această inaugurare. Deci, de-a lungul a 14 ani, la guvernare s-au perindat atâtea coloratori politice. Am mulțumit celor care și-a început, deci în 96, această construcție a fost aprobată, se pare, era PDSR-ul, cum era atunci. Și de atunci, cu fonduri, a ajutat PDSR-ul și ceilalți care, am spus, au ajutat cu sume pentru finalizarea acestui obiect. Nu credeți că este cam politizată această inaugurare? Dacă eu am greșit, nu cred că am greșit că n-am spus acest lucru. În rest, nu văd nimic că a fost politizat. Poate, eu știu, aș fi vrut, sincer, să fie mult mai mediatizat acest eveniment, pentru că, zic eu, ne-am săturat, văzând la televizor, fel de fel de întâmplări din astea care nu ne plac și nu vrem să le vedem. Ori această ocazie mult mai puține și la televizor și în presă. Și